Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății. Alături de mine am bucuria Părintele Adrian Singurov. Bună seara! Bună seara! Oreste, bună seara! Bună seara tuturor! Intrăm în zone extrem de tenebroase, zone pe care ar trebui să le vedem mai luminate, pentru că după 60 de ani CIA a fost obligată să desecretizeze chiar dosarele acestea ținând de extraterestri și toată zona de negare pe care până acum Statele Unite ale Americii a avut-o vis-a-vis de fenomenul oficial, vis-a-vis de fenomenul OZN, iată că totuși transpiră prin dosarele respective. Surprizele pe zona aceasta sunt un pic mai sensibile, pentru că toată lumea se așteaptă la ființe care să aibă două mâini, două picioare, să arate ca și noi și toată lumea despre aceste tipuri de extraterestri vorbesc. Și despre contactele și contractele cu ei și cum ne-au ajutat. O să urmărim în această emisiune să expunem și alte lucruri mai puțin cunoscute, pentru că noi toți ne raportăm la o minte individuală, cum avem noi, la o personalitate individuală, la un mod în care interacționăm noi și noi căutăm în exterior să găsim cam același lucru, chiar dacă vorbim de viață extraterestră, despre conștiințe extraterestre, despre relații cu extraterestri. Cum vedeți, Părinte, ceea ce se petrece și demersurile de secretizare care au loc acum? Situația e foarte complexă, pentru că dacă ne-am gândit că noi trebuie să avem o abordare bisericească, o abordare dogmatică, pentru că cumva vrând noi suntem exponenții celor care sunt creștini, se declară creștini. Și indiferent, chiar dacă nu ești creștin, din toate culturile, toate religiile, de-a lungul timpului au avut o viziune unitară, indiferent de diferențierile geografice, o viziune unitară asupra intervenției străine asupra umanității. Aici noi avem în Biblie, la Geneză, singura referire, sigur, cartea lui Enoch a fost scoasă, acolo sunt lucrurile mult mai clare, dar e menționată la Apostolul Pavel. De ce a fost în canonul Scripturii. Dar ce a rămas, atât avem mențiunea acelor îngeri cărora le-a plăcut fetele oamenilor și cu care au avut urmași, copii. Ideea e că urmașii lor au fost uriașii din vechime. Uriașii care, acum nu pot să spui că sunt metafore și că sunt Biblia o poveste, atâta timp cât tu peste tot în lume, nu numai la noi în țară, găsești oase ale unor ființe umanoide, deci forme umane, în care femurul nu mai este vreo 3 metri jumate, deci copilul e de vreo 7 metri jumate, că sunt de la 13-14 metri în sus, uriașii din vechime, deci s-au găsit aceste schelete de asemenea uriași la noi în țară foarte mulți. Imediat, chiar începând din anii 60 până prin 80, când nu mai există mențiune despre ele, toate aceste descoperiri erau imediat raportate la Moscova și imediat veneau a doua zi specialiști de acolo care le luau imediat. Deci, după ce probabil că s-au făcut fotografii, astea au rămas, fotografiile. Dar oasele în sine și toate scheletele și toate descoperiri, toate celelalte care s-au lucruri descoperite pe lângă aceste evidențe arheologice, au fost imediat luate. Atâta știm. Dar ar trebui să, cel puțin eu din experiența proprie, am fost cumva ajutat, nu știu, un privilegiu că am putut să văd marginea Matrixului și l-am văzut cu ochii unui copil de 10-12 ani care căutam OZN-uri. Pe vremea aceea era, cine mai ține minte, erau seriale cu Fundația Isaac Asimov, era pe radio, un post de radio și Mironov avea o emisiune care, o dată pe săptămână, eram înnebuniți toți să-i ascultăm, deci nu televizorul, ci acea oră era fabuloasă, abia așteptam să treacă săptămâna să ascultăm pe Mironov. Și mă uitam pe cer după OZN-uri noaptea, într-o noapte de august. Vreau să vă spun că am văzut, știam cum sunt sateliții, că trebuie să fie să aibă un zbor rectiliniu, să fie uniform, și făceam un calcul când trece soarele de curbura Pământului ca să nu mai să reflecte, și dacă sunt la anumită înălțime poate să reflecte, până ajunge după 12 noaptea. Și aveam așa o formă, o schemă, știam pe la ce oră nu se mai pot vedea. Și eram foarte curios și interesat de fenomen. La un moment dat am văzut ceva care nu era un satelit, fiindcă nu avea nici mișcarea rectilinie, nici uniformă. Mergea și un pic cam în zigzag și am spus, gata, ăsta e. Și mă uit mai atent și la un moment dat acea luminiță, ce-o fi fost ea? Eu vă spun ce am văzut, nu spun ce am interpretat eu. La un moment dat se oprește sau în dreptul unei stele, se lipește de ea și începe amândouă să vibreze. Ceea ce este absolut imposibil. E vorba de diferență, ceea ce știm noi din punct de vedere științific, dovedit, distanța între stele, să te arunci, să te lovești tu într-o stea și să te zbucimi odată cu steaua pe asta e cam imposibil. Și mai ales că deja se vedea forma. Era forma unui dreptunghi cu un vârf în capăt, exact ca un fel de glonte, așa, cu un vârf în capăt. Numai conturul luminos se vedea. Ulterior am înțeles, după 20 de ani, că asta e Merkaba și că, dar de ce să fie contur să vadă luminos pe cer? Îi se lipească într-o stea, se mișcă cu totul și apoi se dispară încet amândouă. Asta, ce înseamnă? Asta înseamnă că e un bed, un defect de manifestare. Proiectorul s-a defectat. Și ulterior, când am aflat de domul care înconjoară Pământul, de Matrix-ul care este aceasta, e realitatea aceasta care este proiectată și artificială pe cer, pe da, pun mâna și este, îl simt. Păi există deja tehnologia, sunt costume pe care le îmbraci și care îți face o traducere a senzorilor, ducând până acolo să simți realitatea aceea dintr-un film, care tu, de exemplu, simți când intri în apă, simți cum intri în apă. Costumul îți traduce toți senzorii, sunt conectați acolo. Sunt acum cyber neurolinkuri care sunt conectate la un server foarte avansat. Deci există posibilitatea. Acum există tehnologia asta. Dacă ne gândim că omul deja a putut să facă așa ceva, cu atât mai mult ne dăm seama că e posibil ca tot ce ne înconjoară să fie o himeră, o iluzie, proiectată direct în mintea noastră. Și atunci avem și iluzia acestei materialități. Dar mai există acest film Avatar. Mai există o variantă în care noi am putea fi niște personaje dintr-un joc. Iar jocul are o autonomie. În momentul în care jucătorul nu este prezent, noi oricum personajele au ritmul lor, așa cum te duci după o zi, două și intri într-un jur în acesta RPG și vezi că acolo deja s-au făcut anumite lucruri, s-au construit case, castele de strategie în lipsa ta și tu trebuie să revii și să intervină istoria acelui joc. La fel și cu jucătorul. Nu este obligatoriu să-l fie permanent la consolă. Dacă îmi vine, poate să îmbrace, să ia un anumit avatar. Așa numiți eroi din vechime, profeți și persoane legendare, care noi zicem că sunt avatarul sau avatar divin. Orientalii știu asta. Deci poate să fie și un joc virtual, în care noi suntem niște personaje, nimic mai mult. Pentru că noi avem conștiință de sine. Pe așa ni s-a indus. Dacă stăm să ne uităm cu multă atenție în jurul nostru, o să vedem din ce în ce mai puțin, foarte rari, oameni adevărați cu conștiință de sine. O să vedem mai mult carcase goale, o să vedem oameni fără suflet, o să pe noi există că toți au suflet. Uite că s-a dovedit că parcă nu prea au suflet și nu că și la o perioadă parcursul unii se nasc fără suflet, alții se nasc fără dorința de a trăi, deja plictisiți, obosiți de viață, sunt doar carcase goale, n-au decât forme umanoide. Nu sunt oameni. extrem de puțin. Și aici a măsurat. Acum, cum a măsurat David Hawkins, cum a văzut că prin kinesiologie totuși a dat un premiu Nobel pentru asta. Și în care a spus că decât 10% din oameni au conștiință de sine, adică spiritul trezit și adică în potențialitate avatar divin. În rest, sunt caractere, sunt decorul unui joc. Și aici poate interveni și chiar și acești, așa ziși, extraterestri. La Părintele Cleop. A venit ceva, este o întâmplare reală, foarte cunoscută, în care el a interacționat cu așa. A venit până și la el un asemenea OZN care, după ce s-a retras imediat în chirii, s-a rugat de icoana Maicii Domnului, acel OZN s-a rostogolit și a căzut într-o prăpastie. Dacă ar fi fost ceva bun, ar fi fost o, nu știu, o interacțiune normală, firească. Nu s-ar fi indus starea de frică, ci de, eu știu, de pace, de liniște, așa cum știm noi, normal, în timpul rugăciunii, când sau Sfinții Părinți, când au, la care vin Maica Domnului, Iisus, vorbesc cu Sfinții, cum se venea la Sfântul Antonie în fiecare noapte. El avea aceste întâlniri, fiindcă avea dat de răspunsuri, a doua zi și trebuia să primească acest răspuns, să fie învățat în timpul nopții. Iar cel care i-a consemnat viața spunea că vedea și auzea cuvintele acelor, că era Maica Domnului, că era Ioan Teologul care vorbea cu el și spunea că auzea cuvintele, dar nu le putea înțelege tăria lor. Deci erau sunete atât de puternice și înțelesuri atât de adânci, de profunde, încât aproape îi paraliza mintea. Nu putea să înțeleagă, să treacă dincolo. Asta era consemnarea vieții Sfântului Antonie. Deci și în cazul nostru, dacă era ceva de bine, acești, așa zice, extraterestri, nu ar fi fugit Părintele Cleopa la icoană să roage și chiar dacă ar fi fost asta, ar fi fost o stare de bine, s-ar fi recunoscut, s-ar fi regăsit acești vizitatori, în ghilimele, în starea de rugăciune, dacă erau de la Dumnezeu. Și ar fi bătut la ușă, ar fi vorbit cu Părintele, dacă era în regulă. Dar de ce a fost reacția de respingere? Indiferent cum și ce ar fi, nu există compatibilitate între natura divină a omului și aceste ființe. Că sunt îngeri căzuți sau nu sunt căzuți, că sunt demoni, că sunt extraterestri, că orice ar fi ei, nu, omenirea nu a fost iubită niciodată de nimeni în istoria ei. Să ne fie foarte clar, gândiți-vă că sunt caractere ale unor jocuri, avataruri de orice, cum am vrea noi. Dacă sunt avataruri divine, sunt foarte puțini aceia pe pământ care sunt avataruri divine. Restul sunt decor. Deci perspectiva nu prea e ok. Și mai mult, dacă am fi mai departe, apropo de acea alegorie cu un borcan în care bagi furnici roșii și negre. Și dacă le pui acolo, nu se întâmplă în prima fază nimic. Știți, mai departe, cineva ia borcanul, agită și furnicile încep să omoare unul pe altul pentru că fiecare crede despre cealaltă că este agresorul și se apără în legitimă apărare și se distrug unii pe altul. Acum, în cazul nostru, trebuie să ne întrebăm nu cine este adversarul, cine este la rău, ce să ne gândim cine agită borcanul. Este o chestie atât de naturală și logică. Și mai departe, și cu asta închei, de-a lungul istoriei omenirii nimeni nu ne-a iubit niciodată. N-am avut niciun sprijin până și alegoria aceasta, imaginea metaforică, cum vreți să spuneți, cu Adam și Eva. Ni s-a spus, ni s-a impus să nu mâncăm din pomul cunoașterii binelui și răului. Vedeți, mereu ni s-a impus. Cineva ne-a impus. Sigur că e liber arbitru care dezvoltă. Noi acum nu vorbim din punct de vedere teologic și religios, vorbim omenește. N-am avut pe cineva să fie cu adevărat. Dacă au fost aceste spirite înalte, ce vrem noi să spunem, demiurgi, îngeri care, dacă n-ar fi iubit cu adevărat, ne-ar fi lăsat genomul intact. Știți câți cromozomi are o furnică? Peste 300.000. Omul are sub 60.000. Sigur, genomul uman este mai complex. Da, trunchiul inițial de 12 gene, mai avem 4 și din 4 numai 2 formează dubla helix, spirala DNA-ului. Doar 2 din 4 care erau cele 4 litere tetragramatonului Iod, He, Vav, He, cum în afară de baza azotate erau și 4 catene de ADN, să știți, 4 linii. Ăsta era genomul divin pe care îl are sângele lui Hristos și pentru care alargă tot disperat să găsească sângele acesta, să reproducă, să facă cumva un fel de antihrist, deci făcut cu puterile lui Isus, genetice, cu caractere genetice ale lui, dar dresat de ei, să fie pentru ei și să un fel de în războiul contra divinității. Asta este realitatea în care trăim. Să știți că acestea sunt proiecte militare. Nu sunt bazaconii, sunt proiecte militare. Inclusiv acest Graal care se caută. Nu sunt legende. Deci asta e actual. Dar să știți că în realitate nimeni ne-a ajutat. Avem creier reptilian. Absolut o tâmpenie. Nu este de folos omului. Este cel care răspunde de toate nenorocirile de acum. Cel care răspunde de legea talionului. Legea talionului are corespondență în mintea, în creierul, în fizic, creierul reptilian. De aici pornește totul. Este, de acolo este instinctul de proprietate, e al meu, posesie. Deci gândirea asta primitivă, să știți, din punct de vedere neurologic și mai departe, ca să înțelegem, aceste autostrăzi neuronale sunt legate de conceptualizare, ideea de proprietate, de posesie, de supraviețuire, omorând pe cel lângă tine ca să trăiești tu, nu are nicio legătură cu neocortex, unde știm noi că e conexiunea cu divinitatea, ci în creierul reptilian, care nu are ce să caute acolo. Dacă ar fi o evoluție normală, să știți că organul, funcția creează organul, nu invers. Dacă ar fi fost normal și s-ar fi respectat aceste legi, creierul reptilian trebuia să fie atrofiat. Dar culmea, el e perfect funcțional. Noi avem encefalul trium, așa se cheamă. 3 creiere într-un. Sistemul limbic care și este deasupra înveliște pe cel reptilian și care se ocupă de emoții. Și neocortexul abia care vorbim de conștiință. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. E foarte interesantă tema pe care o propunem astăzi pentru prietenii noștri. Eu aș vrea să merg un pic în continuarea extinsei prezentări pe care a făcut-o în cheie teologică Părintele Singurov, mergând pe ideea că eu personal cred că una dintre erorile fundamentale de analiză teologică, apropo de cărțile sfinte, este să considerăm că ele vorbesc despre un trecut. Ca și cum timpul nu este un prezent continuu. Asta noi o știm din teoria relativității a lui Einstein. Noi știm că spațiul este doar a patra dimensiune a timpului. Timpul, așa cum l-am gândit noi filozofic ca o succesiune trecut, prezent și viitor pe o axă, este doar o construcție mentală. Cărțile de astea sunt sfinte pentru că ele nu se adresează unui timp care a fost și nu mai este, sau unui prezent sau unui viitor incert. Din perspectiva veșniciei, adică a ieșirii din timp, a lipsei timpului, pentru că ce ne deosebește pe noi, existență trecătoare în humă, în carne, față de duhurile care au în sine viața veșnică. Pentru că noi suntem un duh care are în sine viața veșnică, dar locuim într-o carcasă și într-o lume, într-un spațiu care nu este altceva decât o altă dimensiune a unui timp, într-o carcasă din asta care este efemeră, care trece. Și atunci, atât timp cât noi avem fixat în minte mesajul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, mesajul lui Dumnezeu din Noul Testament, mesajul lui Dumnezeu din Coran, mesajul lui Dumnezeu din cărțile sfinte ale tuturor neamurilor, încă de la începutul analizei noastre o să înțelegem acolo această cheie de interpretare care eludează timpul, iese din timp. De asta Părintele Arsenie Boca, care e un sfânt mare al umanității, spune că ce a fost, este și va mai fi. Și atunci, pornind de la ideea asta, dacă întâlnirea veghetorilor, fiilor lui Dumnezeu, care clar sunt numiți în Vechiul Testament și mai ales în cartea lui Enoch, fiii cerului, care aveau o misiune foarte clară pe care noi o înțelegem și din scrierile talmudice, o înțelegem și din scrierile coranice, o înțelegem și din exegezele Sfinților Părinți. Le putem înțelege chiar și din interpretarea părintelui Cleopa, Ilie Cleopa, care nu era un teolog erudit, nu era un intelectual desăvârșit cum era Părintele Arsenie Boca, dar era un mare trăitor și înainte văzător cu Duhul, care vorbește și el despre extraterestri. Ciudat. Din perspectiva asta, acei veghetori, acei fii ai cerului, această plămădeală a lumii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu pe noi oamenii ne-a creat la sfârșit. Prima creație a lui Dumnezeu sunt îngerii. Prima zi a creației lui Dumnezeu este destinată nașterii din lumina primordială a lui Dumnezeu a acestor energii extraordinare cu conștiință autonomă care sunt îngerii. Au conștiință autonomă, adică au libertate. Noi știm că a existat un război în cer între Sfântul Arhanghel Mihail și legiunile lui Sheitan din Coran, lui Satan din Vechiul și Noul Testament, un război cosmic în urma căruia îngerii rebeli, da, foștii soldații ai armatei lui Dumnezeu sunt izgoniți din ceruri și sunt trimiși undeva. Acum, sigur, sunt enorm de multe interpretări apropo de trupurile celor aruncați din rai înaintea omului. Noi știm când a venit rândul omului să dea proastă ascultare de diavol și nu de Dumnezeu, când a fost ispitit de șarpele cel vechi, să muște din această cunoaștere totală a binelui și a răului. Foarte frumos a punctat Părintele înaintea mea această chestiune. Primește omul înainte de cădere, primește trup și pleacă într-o altă dimensiune, pleacă într-un alt spațiu. Pleacă de fapt într-o cameră a timpului. Pentru că asta înseamnă negreșit vei muri. Ce înseamnă a trăi continuu, cum era omul primordial în rai care trăia continuu, față de negreșit vei muri dacă vei mânca din mărul cunoașterii binelui și răului. Această condiționare a morții este legată eminamente de timp. Noi de aceea ne împărțim în două mari categorii ca ființe. Cei care credem în veșnicie, adică într-o viață continuă, și cei care cred doar într-o existență temporală a vieții, adică de momentul nașterii și până în momentul morții, e ceea ce scrie pe crucea fiecăruia dintre noi la cimitir. Și asta este existența noastră. Dar oare, dincolo de această condiționalitate, conștiința noastră, Duhul nostru, nu e aparținător al veșniciei? Și atunci, dacă omul pentru a putea muri primește trup, îngerii care înainte cu Satan au fost izgoniți din rai și trimiși tot într-o dimensiune materială, oare nu primești și ei un spațiu? Adică un trup? Să știți că toți au spațiile lor. De aceea îngerii au competențe limitate. De-aia există și o ierarhie îngerească. Un înger are un spațiu, un arhanghel are alt spațiu, un heruvim are un spațiu, un tron, virtuți, puteri și așa mai departe au alte spații. Totul se manifestă în spațiu și ca să fie foarte ușor de înțeles, gândiți-vă așa, eu am o idee. Eu vreau să vă transmit dumneavoastră, eu am nevoie de un spațiu ca să mă puteți înțelege, iar acel spațiu sunt cuvintele pe care le folosesc, este limbajul pe care îl folosesc. Am o autoritate, sunt președintele unei țări. Ca să pot să-mi exprim această autoritate, eu am nevoie de un spațiu. Am nevoie de un trup care este al țării. Orice se manifestă din nevăzut către văzut are nevoie de spațiu. Altfel nu se poate manifesta. Altfel ar fi un flux continuu și n-ar mai fi nicio diferențiere în unitate. Dar există diferențiere în unitate încă de la creație. Ierarhiile angelice, ierarhiile pământești, ierarhiile naturale, ierarhiile supranaturale și așa mai departe. Nu intrăm aici că e un subiect foarte complicat. Dar ce vreau să spun? Vreau să legăm un pic ideea existenței sau coexistenței unor creații înaintea omului, a unei conexiuni întâmplată în istorie între fiii cerului și fiicele pământenilor, între crearea acelei nații speciale, ciudate, antidumnezeiești a acelor uriași care sunt obținuți, vedem în cartea lui Enoch, din încrucișare extraterestră, adică a unor alte creații mult superioare nouă din multe puncte de vedere, inclusiv tehnologic, și omul. Noi știm din cărțile lui Enoch, din această ceata lui Semiază, acel conducător de îngeri rebeli, care își renunță la jurământul de a veghea asupra evoluției omului, se amestecă cu omul, îl minte pe om că el este creatorul și Dumnezeul și îl îndepărtează pe om de adevăratul creator al lui. Din acea perspectivă putem spune că primul nostru contact care a dus la nașterea unei alte civilizații decât a uneia naturale, așa cum a lăsat-o Dumnezeu să crească, este cauzată de o interacțiune între non-pământeni și pământeni. Citim în cartea lui Enoch că Semiază învață pe oameni arta războiului, arta înșelăciunii, arta machiajului, arta vindecării, arta călătoriei spațiotemporale, arta comunicării cu lumile văzute și nevăzute și așa mai departe. Până la această hibridizare a omului natural, omul pământean trăia așa cum trăiește omul primordial din triburile de astăzi. Trăia în natură, trăia într-un respect fundamental al macrocosmosului pe care nu trebuia să-l înțeleagă academic sau intelectual, ci trăia în deplinătatea conexiunii micului univers care este omul cu marele univers care este natura, care știau când să moară, când să se retragă, într-o comuniune perfectă cu plantele, cu animalele și așa mai departe. Ăsta este omul natural. Omul natural este un fiu al mamei pământ, îndumnezeit, înspiritualizat, înduhovnicit de cer, adică de Dumnezeu. Cât timp omul a fost natural, n-a produs elanuri tehnologice, n-a produs miracole tehnologice, nu a început un război cutremurător împotriva mamei natură, ci dimpotrivă, toate de care avea nevoie omul natural erau oferite de mama pământ. Nu? Spune și în Biblie, toți acești pomi vi dau vouă hrană să vă fie, iar păsările cerului, peștii din ape și așa mai departe, hrană să vă fie, prieteni să vă fie, aliați să vă fie. Deci Dumnezeu a dat o lege în care noi suntem într-o evoluție către El însuși, într-o paradigmă naturală. Ei bine, paradigma asta naturală este ruptă, este spartă, este stricată de o intervenție a unor alți fii de Dumnezei care se leapădă și ei la rândul lor de Dumnezeu și își dau un jurământ ca un blestem, ca din acel moment ei să interfereze cu oamenii și să ne spună de-a lungul existenței noastre că ei sunt creatorii noștri. Gândiți-vă la miturile sumeriene, gândiți-vă la miturile egiptene. Vă rog din suflet, dacă sunteți iubitorii acestei emisiuni, înseamnă că aveți și un apetit intelectual mai dezvoltat decât al altora. Le găsiți pe Google, nu trebuie să mai cumpărați cărți, că sunt tipărite în ediții PDF, în ediții digitale, miturile fundamentale ale umanității. Citiți miturile hinduse, citiți miturile asiro-babiloniene, sumeriene, acadiene, citiți miturile Vechiului Testament, a credințelor semitice, idolatrice de dinaintea reformei lui Hammurabi sau a Torei și a Pentateuchului lui Moise. Citiți-le pentru că toate spun această poveste a unei întâlniri de gradul 3 între niște oameni naturali care trăiau într-o anumită paradigmă conform legii lui Dumnezeu și o mutație. Din acel moment, gândiți-vă brusc, de la coliba aia din pădure, de la comunitățile mici, de oameni care trăiau în microsocietăți, fiecare dintre membrii având o utilitate. Unul era șamanul, altul era vânătorul, altul era culegătorul, alta, nu știu, era șefa bucătăriilor din acea comunitate, a bunului mers gospodăresc. Adică erau niște ierarhii naturale și firești. De la un moment, unii istorici, unii cercetători științifici, aici avem o serie întreagă de documentări în serialul de pe History Channel Ancient Aliens, care este foarte bine făcut din această perspectivă. Avem cărțile lui Dunningham, avem cărțile lui Zweig, avem o literatură și o documentaristică întreagă asupra amestecului de informații tehnologice în zorii umanității. Păi altfel cum să explicăm acele OZN-uri, acele farfurii rotunde pe care noi le vedem în fotografiile de astăzi, pictate cu 16.000 de ani, 20.000 de ani, în niște peșteri rupestre de pe teritoriul Europei? Cum explicăm mitologia șerpilor zburători, a navelor zburătoare, care sunt descrise în Vede, în Mahabharate, în lucrările uriașei civilizații indo-europene? Cum explicăm toată această literatură enochiană care vorbește despre ființe venite din spațiu pe pământ și așa mai departe? Deci este clar că dacă în cărțile sfinte despre ce se vorbește este la într-un prezent continuu, înseamnă că ceea ce este scris că a fost, este și va mai fi. Noi până la mântuire trăim același timp. De-aia Einstein este genial și vorbește de relativitatea spațio-temporală, pentru că spațiul, dacă este o dimensiune a timpului, înseamnă că noi, prin spațiu, suntem călători în timp. Și atunci, dacă spațiul este cel care ne definește, timpul nu mai este o axă. Timpul este o constantă, este o coantă. Noi suntem intercuantici, dacă putem să spunem așa, pentru că știm de la fizica cuantică că în momentul în care un gând se focusează asupra unui experiment sau asupra unei realități, acea prezență a asistentului, a celui care gândește în interiorul unui spațiu, modifică nu numai spațiul respectiv, ci întreg universul. Și asta este puterea pe care noi o avem. Acum, ca să revenim și să înțelegem, cer scuze că am făcut așa o introducere mai lungă ca să așezăm predicatele să putem să ne înțelegem. Astăzi vorbim despre astăzi. Hai să zicem, ultimul secol, 1921-2021, ca să o pornim de aici. Ultimul secol cunoaște o irumpere, o explozie, o avalanșă, o sinfonie, dacă vreți, întreagă de descoperiri științifice care schimbă fundamental paradigma omului în natură, în primul rând. Noi, în momentul de față, avem niște capacități tehnologice descrise cu amănunțime, poate doar în literatura științifico-fantastică a lui Herbert sau a lui Asimov. Noi putem, ăsta este experimentul care s-a făcut la Geneva cu acel tunel cuantic. Am reușit ca umanitate, înspre sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, să putem crea acel portal de călătorie prin spațiu în diverse axe temporale. Da? Cernul acela despre care s-a vorbit și nu se mai vorbește nimic acum poate fi acel portal tehnologic care ne leagă cu alte lumi sau cu alte dimensiuni. E limpede că dacă timp de 2000 de ani progresia civilizației umane a mers într-o anumită direcție și la momente scurte de timp, după al doilea război mondial, după primul război mondial, se întâmplă brusc niște salturi tehnologice fundamentale Adică ca să mă înțelegeți, de la frecatul cremenelor ca să obținem o scânteie, brusc ajungem la, nu știu, capabilități de a folosi laserul într-o fracțiune de secundă. Și îl putem proiecta nu de pe pământ, ci de pe pământ pe o altă planetă, în mai puțin de 100 de ani. Nimeni nu-și poate explica asta. Există două variante. Ori există într-adevăr în interiorul teoriilor conspirației o elită care deține o anumită cunoaștere pe care o cenzurează și o feliază și o porționează societății în salturi mici pentru a putea să ajungem la o destinație globală, universală și așa mai departe, sau pur și simplu pentru că ni se spune în cărțile sfinte, care sunt valabile și acum 6.000 de ani și azi și peste 10.000 de ani, că există această poveste. Povestea întâlnirii cu o civilizație superioară nouă, din toate punctele de vedere, însă mai ales din punct de vedere tehnologic, care îl va substitui pe Dumnezeu, îl va înlocui pe Dumnezeu și ne va minți și ne minte în continuare că de fapt creatorii noștri sunt ei, acești îngeri căzuți, și nu însuși Dumnezeu. Și cu asta închei. De ce Vechiul Testament începe cu o prigoană fundamentală, cu un război sfânt împotriva politeismului, a derivațiilor de gândire corectă teologică, a un război contra tuturor zeilor, și asta durează chiar din Antichitate până în Evul Mediu? Europa creștină știe că inițial a purtat un război, un fel de jihad împotriva politeismului. Pentru că ce înseamnă politeia? Aia mai mulți zei care nu sunt un singur Dumnezeu. Sunt acei zei căzuți sau îngeri căzuți despre care vorbește Enoch. Creștinismul este o prigoană, de fapt, împotriva rătăcirilor de la dreapta credință și a idolatriei. Noi să știți că astăzi nu suntem cu nimic mai deosebiți de evreii lui Moise care se închinau la vițelul de aur. Noi avem vițelul de aur, se numește euro, se numește dolar, se numește ron, se numește ien, se numește liră. Noi astăzi ne închinăm mai degrabă banului decât lui Dumnezeu. Asta înseamnă că suntem idolatri. Asta înseamnă că nu mai suntem creștini. Asta înseamnă că ne-am stricat, da, paradigma noastră de războinici împotriva prefăcătoriilor, minciunii, ticăloșiei, crimei, abominațiunilor îndreptate, nu împotriva omului, ci chiar împotriva lui Dumnezeu. Deci nu s-a schimbat nimic. De ce islamul începe ca religie fundamentală prin a condamna și prin a aduce la dreapta credință pe politeiștii tribului lui Ismail? Deci, cu alte cuvinte, ca să fac o paranteză, diavolul multă vreme s-a ascuns în zei. Multă vreme după aceea s-a ascuns în idoli. Astăzi el se ascunde în niște detalii pe care eu le-aș denumi nechezol spiritoștiințific. Sau, dacă vreți, un înlocuitor cu arome identic naturale spirituale, dar care depinde 100% de tehnologie. Duhovnicul cel mai mic și cel mai mărunt în ierarhia Sfinților lui Dumnezeu, înainte văzător cu Duhul, are o tehnologie dumnezeiască în sine care poate sfida și CERN-ul, și NASA, și Pentagonul, și orice. De ce? Pentru că el, ieșind din spațiu și din timp, se unește în aceeași fracțiune de timp cu Dumnezeu și respiră odată cu Dumnezeu. Nici o tehnologie nu poate respira odată cu Dumnezeu. Toată tehnologia noastră respiră cât e băgată în priză. A scos televizorul din priză, el poate să fie UHD, 8K, 88K, 99.000K. Și să avem relee peste tot. Ele nu funcționează ca într-un perpetuum mobile. Omul încă n-a inventat energia neepuizabilă sau energia continuă. Și nu o va inventa niciodată, că nu poate. Asta este opera lui Dumnezeu. Și atunci, din start știm că îmi băgăm ceva în priză și acel ceva în priză ne creează o lume mai bună. Este fals. Pentru că priza aia, de priza aia depinde tot. Pe când noi, când suntem în relație cu Dumnezeu, nu depindem de nimic. Depindem doar de voința noastră de a fi alături de Dumnezeu sau nu. Și atunci, ca să ne lămurim, eu cred, s-ar putea să greșesc fundamental, nu trebuie să, niciunul de la noi, de la masă de aici, nu e nici guru, nici proroc, nici profet și, din păcate, nici martiri. Poate ne mai gândim la asta. Dar încercăm și noi, după umilele noastre posibilități, să le punem cap la cap lucrurile și să le putem înțelege. goana noastră după confortul tehnologic, toată această utopie, toată această iluzie seamănă foarte mult cu manifestul lui Marx. Îl citești pe hârtie și n-ai cum să nu te faci comunist, pentru că ce scrie acolo pe hârtie, domnule, e minunat. Exact așa se va întâmpla și cu această chestiune. Miracolul, uluitorul miracol al avantajelor tehnologice pe care niște băieți șmecheri de pe planeta asta ni le oferă cu picătura, cu lingurița, așa, ca să le ciugurind în palmă. Și zicem, vai domne, uite ce mișto sunt zei, au venit zei din nou pe pământ. E, când au venit zei din nou pe pământ, trăim cele mai apocaliptice vremuri din istorie, pentru că zeii și cu Dumnezeu nu pot coabita. De asta și Arhanghelul Mihail i-a dat un șut între aripile din spate fostului arhanghel Sheitan sau Satan. Deci din perspectiva asta, vremurile pe care noi le trăim acum sunt vremurile acelui tip de politeism împotriva căruia Dumnezeu a declanșat nu o revoluție, ci o evoluție. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns în acest aparat Imunocub, care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă, dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare. Anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. A fost liniștea mea cea mai mare, frica maximă, ei mai în vârstă, sistemul imunitar destul de deficitar. Aproape o lună eu nu am intrat la ei în casă, dar le spuneam tot timpul, dacă cumva ai ieșit, cum ai intrat în casă, ai dat drumul la aparat, ai dezinfectat, te-ai dezinfectat tu, hainele și absolut tot. Adică m-a liniștit un pic faptul că știam totuși că au Imunocubul și îl pot folosi. Recomand acest aparat Imunocub, m-a ajutat foarte mult, atât pe mine cât și familia mea. Cu atât mai mult fiind și cadru medical, îmi dau seama cât de importantă este sănătatea și este mult mai ieftin să previi decât să tratezi. Sănătatea este cel mai important lucru. Acest aparat, Imunocub, ne poate ajuta pe toți. Asta este de un real folos. Am să spun, dom'le, eu un Dumnezeu care cu un an înainte m-a pus să cumpăr acest Imunocub ca să îl pot folosi, iată, pe o necesitate care nici n-aș fi bănuit-o la momentul la care am achiziționat. Dar și aici, la birou și acasă, mi-a prins foarte bine și mi-a creat această stare de confort. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Așa cum spui tu, drumul către iad e pavat cu bune intenții și mulți caută să ne facă cât mai frumoase aceste intenții care ne duc direct către iad. Este interesant faptul că evenimentele prezentate de americani și nu numai de americani văd toate demersurile și toate lucrurile și toate pericolele dintr-un singur unghi. Așa cum ai punctat și tu, unghiul ăsta fascinant al tehnologiei. Adică tot ce ne spun ei ca și pericole, spun, domnule, extraterestri ăștia ne depășesc tehnologic, vizibil, zilnic, ei văd, observă, deci ei ca și militari, atât cât ni s-a pus la dispoziție ca și documente, îi spun, domnule, da, am văzut zilnic, ăștia ne depășesc ca viteză, intră, ies în apă, în aer, în spațiu, nu se vede cum sunt propulsați, un om n-ar putea să reziste la asemenea forțe, la asemenea viteze, la asemenea schimbări de unghiuri, la toate nebuniile astea. Tot pericolul e tehnologic, adică dacă aceștia extraterestri au această tehnologie, ei sunt un pericol pentru noi. Oare nu le scapă la modul fundamental, ori, cum spune și Oreste, ne ascund la modul fundamental altă latură, ne tot evidențiază doar latura asta tehnologică. Părinte, cum vedeți lucrurile? Care sunt pericolele reale? Care ar fi o protecție reală? Ar fi vreo colaborare reală? Cu ce? Cu cine? Există un tratat între Guvernul Statelor Unite și una dintre civilizații, care a fost la un moment dat desecretizat, s-a vorbit despre el, Kennedy a început să spună și a promis că va fi o dezvăluire, dar n-a apucat fiindcă a fost ucis. Există o carte pe care o transmite un președinte al Statelor Unite către cel la schimbarea, când sunt numit alt președinte, este un document care se transmite de la unul la altul, ultra secret. O carte în care sunt menționate aceste tratate, sunt ultra-clasificate, nu se vor declasifica probabil niciodată acestea. Așa cum știm de Collier, fostul ministru al apărării al Canadei și care a menționat mai multe civilizații cu care omenirea are relații diplomatice, ambasade, relații de colaborare, schimb tehnologic. Și se pare că în acest schimb tehnologic, de aici problema că nu este o singură civilizație. Așa cum și noi suntem mai multe țări pe pământ și unii sunt mai avansați, alții, o țară mai avansată, altele mai puțin avansată, există diferențe de culturale, unele sunt mai agresive, altele mai pașnice, așa și aceste civilizații. Unele mai agresive, altele mai pașnice. Și se pare că acest tratat, toate națiunile mari au tratate separate cu asemenea civilizații. Nu toate sunt ok. Civilizația care a făcut tratatul cu Statele Unite a cerut în schimb răpirile acestea care au fost, să știți, au fost făcute cu acordul guvernului american. Ei au primit tehnologie și au dat în schimb acordul ca să poată să fie așa numite răpiri. Au avut nevoie de studii, că nu numai de la oameni, la animale, vaci, vite. Ei au analizat și ani de zile, generații, decenii, au tot studiat natura umană și la nivel psihologic, la nivel neurologic, genetic. Ei au căutat, fiindcă acești inconștienți de oameni au făcut tratate de colaborare cu ei. Le-a dat pe tavă, practic, toate secretele noastre și au căutat fisura, unde este veriga slabă. Și se pare că au văzut că noi, ca oameni, suntem cam, așa am fost creați, indestructibili. Imunitate absolută, protecții, câmpuri mai multe energii concentrice care ne protejează în fața radiației. V-am mai zis cum și eu am putut mental să mă protejez în fața radiației solare, n-am pățit nicio arsură, nimic, dar trebuia să mențin o anumită concentrare și nu reușeam să mai mult de 10 minute să mențină starea asta de protecție absolută. Nici nu simțeam căldura. Important e că s-a putut. Ne-am dovedit că se poate. Deci avem multe protecții și la nivel genetic, acolo sunt criptate, n-ai voie să intri. Sunt multe lucruri care țin strict de legătura omului cu Dumnezeu. Spunea și Oreste de entități non-umane, mult mai corect spus decât extraterestri, non-umane. Non-uman, non-uman, putem să înțelegem foarte clar, la fel de bine spus și mult mai bine spus decât non-uman, inuman. Când vorbești de cineva că este inuman, la ce te referi în primul rând? La lipsa de umanitate, de empatie, de compasiune, de tot ce înseamnă valori spirituale, duhovnicești, religioase, morale, etice. Că etica oarecum este mai mult relațiile în societate, niște convenții. Dar cele morale sunt imuabile, sunt axiomatice. Alea țin de firea omului care este firea omului îndumnezeită. Nu vorbim de moralitate, că se confundă foarte mult moralitatea cu etica. E diferență totală. Moralitatea reprezintă brațul vertical al crucii. Este ceea ce ne dă nou statutul nobil. Noblețea omului stă de natura lui divină. În momentul în care cineva vrea să distrugă o civilizație, păi îi distruge în primul rând componenta ei care îi dă forță, forța interioară. Ca la România așa făceau. Unde se duceau și cucerau o națiune care nu erau de acord, nu acceptau de bunăvoie să fie cuceriți, le distrugeau templele și școlile. Deci asta era o doctrină militară a Imperiului Roman. Este cunoscut în istorie. Templele și așa cum este cunoscută, iar o doctrină militară, acolo unde se duceau militari. Și acum mai sunt drumuri romane mai bune în România decât șosele făcute de primarii noștri. Încă se mai folosesc. Ce făceau ei? Drumurile și așa numite toaletele. Drumurile și toaletele erau ceea ce ei foloseau ca primul lucru când ajungeau cu armata undeva. Fiindcă era vorba de igienă, vorba de sănătate. Avea o concepție foarte evoluată. La fel și în cazul în care omenirea ar fi invadată, pentru că noi trebuie să recunoaștem. Suntem în plin război, asimptomatic, cum a spus, sau un război care nu este recunoscut, nu există în doctrina oficială, care hibrid, în care noi suntem în război unii cu alții, dar nu ne recunoaștem, nu știm cine e adversarul. Adevăratul adversar nu este de natură umană. Aici trebuie să ajungem. Suntem în plină invazie extraterestră. Asta e realitatea de acum, asta cu așa ceva ne confruntăm și cât am vrea noi să zicem că totul, dacă să luăm de conspirații, da, proiectul Blue Beam și faptul că cineva ne va proiecta nouă să credem că nu sunt, că, ca la un film să ne speriem, când devierea atenției, uitați extraterestri vin ca să scăpăm ce vor ei să ne facă ca și ordine mondială. Bun, e un punct de vedere. Dar dacă există un al doilea stag fals, care să acopere stagul fals, este un fel de picture-in-picture, poveste-în-poveste. Dar dacă cu adevărat există această invazie extraterestră și cineva vrea să acopere ducând un derizoriu, gândiți-vă că s-a folosit în istorie asemenea tehnici. Când vrei să scori de pe piață un produs care este foarte bine căutat, dai pe piață și vinzi acel produs cu o valoare, calitate mult mai slabă și de un preț foarte mic, cumpărători și atunci, apoi nu e bun, am cumpărat-o și n-a fost bun deloc. Și le-ai scos pe piață, i-ai luat credibilitatea. La fel și acum. Dar dacă acel Blue Beam și acele filme care vor fi proiectate acum și noi toți să credem că sunt holograme, nu sunt reale, dar dacă sunt reale, să nu uităm că mulți profeți au vorbit despre această întâlnire inevitabilă, face parte din evoluția, dezvoltarea unor civilizații. Dacă ne gândim galaxie, univers, toate, sunt milioane de civilizații. Sămânța vieții a fost lăsată de Dumnezeu peste tot în univers, nu numai aici pe pământ. Și viața evoluează. E foarte logic și firesc în această evoluție a ei, viața să se dezvolte și să se unească în structuri. Există o teorie constructală a lui Adrian Bejanța, la Premiul Nobel, omul pentru asta și are vreo 4 doctorate. Vorbea de teoria constructală care despre energie, dar viața este o energie. Poate fi aplicată și vieții. Formele de clustere care prinde o energie sau apa în curgerea ei pe făgaș, caută direcția cea mai scurtă, la fel și viața. Viața care pornește din mai multe locuri din univers, la un moment dat va converge, se va uni. Este un trend firesc, e o direcție normală. Pe acest trend firesc, sigur că vor fi sincope multe. Iar noi trebuie să fim conștienți că nu se poate pune problema dacă se va întâmpla, ci când se va întâmpla, cu siguranță va întâmpla, iar problema este că noi nu suntem deloc pregătiți. Cum suntem noi? Că pe undeva noi acum înjurăm noua ordine mondială, vai că sunt răi, dar trebuie să ne gândim că nu se poate altfel. Nu se poate. Sigur că o nouă ordine mondială, clar că trebuie făcută. Cineva lua startul și sigur că își trage turta pe interesul lui. Să vină elitele acestea să fie ele câștigătoare. În realitate, ordinea mondială trebuie să existe. Hristos a spus în Scriptură, dar și Ioan Evanghelistul, o turmă și un păstor. E obligatoriu să ajungem la această conștiință de națiune planetară, mondială. Sau mai multe, dar ideea este că națiunea nivelează tot, valori. Ideal ar fi toate națiunile să-și păstreze caracteristicile, chiar și frontierele, dar la nivel de spirit să ne unim. Că asta nu vor ei. Aici e problema. Ei scot din ecuație spiritul uman. Că dacă e să ne gândim la spiritul uman, sigur, putem să ne unim prin spirit, printr-o limbă comună, ar fi perfect. Dar e suficient. Nu e nevoie mai departe să mergem până la o anihilare totală a oricărei individualități, caracteristici. specifice, fiindcă atunci ne-am distrus. Dacă îți distrugi rădăcinile, îți tai rădăcinile, tu dispari ca națiune. Devii un fel de individ transumanist, un fel de android. Aici este conflictul nostru. Ori în fața acestei întâlniri inevitabile cu alte civilizații, care clar s-a dovedit, dacă au ajuns până aici, e clar că e o tehnologie superioară nouă. Dacă au ajuns până aici, nici nu e nevoie de alte lucruri, doar faptul că au ajuns până la noi, din start o tehnologie superioară. Nu le putem face față, mai ales că noi nu suntem uniți. Omul, noi, identitatea noastră umană, asta trebuie să raporteze vis-a-vis de aceste întâlniri civilizații. Nu inteligența artificială, nu calculatoarele, nu lucruri artificiale. Noi, natura noastră, noi nu ne-am dezvoltat, nu ne-am redescoperit acele calități, acele simțuri atrofiate care le aveam cu toții cândva. Nu aveam smartphone, dar aveam posibilitatea să comunicăm la distanțe enorme, peste continente. Oamenii comunicau între ei. De curând acum ne spune, pe doar sfinții. Păi, dar nu sfinții, sunt oameni și ei. Ce credeți că a făcut sfinția? Păi sunt unii care se nasc cu aceste daruri, alții le dezvoltă poate în câteva luni, în câțiva ani, dar nu cu ceva extraordinar. N-au avut la îndemână tehnologiile care acum te pot ajuta să ajungi la asemenea comunicații în câteva săptămâni. Paisie cel Mare vorbea cu sfinții de peste ocean. Sfântul Sofron de la Essex, care era ucenicul părinților de la Atoniți, vorbea cu Atosul, deci părinții între ei, la noi în țară, Iustin Pârvu, cu Arsenie Papacioc, iar la distanță, și vorbeau și spuneau, erau ucenicii care erau de față și spuneau, acum am vorbit cu părintele, n-aveau telefon mobil. Deci lucruri contemporane, încă se poate, asemenea, asta trebuie să dezvoltăm noi. Nu mersul pe lună. Înainte de a merge pe lună și nu știu ce putere extraordinară să descoperim în interiorul atomilor, să ne distrugem poate creația lui Dumnezeu, mai bine ne redescoperim calitățile noastre umane, calitățile umane care ne dau identitatea noastră, personalitatea, caracterul. Asta trebuie să arătăm și în fața lui Dumnezeu, că de aici pornește totul, în fața lui Dumnezeu, Creatorului și a Judecătorului, cine apare. Cu cine? Cine ești tu? Astea sunt primele întrebări. Și de aici pornești și în fața acestor provocări, pentru că noi trebuie să fim uniți în spirit în fața acestor amenințări cu siguranță. De ce amenințări? Pentru că nu sunt pozitive. Toate întâlnirile, încercările, toate incidentele și accidentele care au fost de-a lungul istoriei umane cu aceste civilizații au fost destructive. Una singură n-a fost pozitivă, să spună că ne-a ajutat până într-un fel sau altul. Și dacă ne-a ajutat în legendele, miturile sumeriene care pomenea și Oreste, acolo a fost pedepsit. Era într-un laborator, faptul că acolo s-a scăpat, că a avut șefa laboratorului, a vrut să lasă din ADN-ul ei. Și așa sclavii care scoteau aur din pământ au dezvoltat o genă similară cu a creatorilor lor. Deci a fost considerat un incident pentru care au fost pedepsiți aceia. Deci, dacă vorbim oficial, nimeni vreodată nu ne-a iubit. Dar am evoluat datorită acelei gene scăpate. Am evoluat și acum trebuie să ne revendicăm natura noastră spirituală divină în fața Dumnezeului celui adevărat unul, Dumnezeul veșnic infinit. Și dacă noi, ca civilizație, ca umanitate, ne vom revendica această natură divină, ca spirit unic, atunci da, există posibilitatea să avem șansa să devenim o civilizație independentă, să nu mai avem protectori, conducători, cineva să vină tot timpul să mai taie câte o găină, vom fi protejați. Da, asta este singura soluție. Și de aici pornim, ne facem istorie. Cam așa arată cămăruța mea, adică destul de aglomerățică și are geamuri, dar... Ia uite-l muncă la mama pe el, cum își face el treaba și dezinfectează aerul, dezinfectează hainele, obiectele din jur. Deja miroase minunat minunat. Îmbrățișez! Am luat din el, din strugure, 2-3 boabe înainte de a-l trata pe strugure cu Imunocub și am luat după același strugure, din același ciorchine. Și era alt fruct, pur și simplu era alt fruct. Era gustos, avea ceva ce nu avea înainte, efectiv. Și atunci am zis, da, oamenii ăștia care îl prezintă nu fac mișto. Este real. Poate fi folosit în mare siguranță de către cei care au copii. Pentru cei care vă doriți cât mai mult să petreceți zile la munte sau în zone cu aer curat și nu vă permiteți acest lucru, puteți obține aceeași atmosferă curată, proaspătă, cu acest Imunocub. Folosiți-l de câte ori simțiți nevoia. Așa facem noi atunci când nu putem să ne deplasăm în vacanțe. Folosim Imunocubul, 15-30 de minute pentru toată casa și gata, aerul curat este în casa noastră. Anul trecut, pe fondul excesului de muncă, am trecut printr-un burnout și alături de alte terapii am folosit și apa pe care am tratat-o cu Imunocub. Pe lângă gustul foarte plăcut al apei, apă curată, ca de izvor, cu un gust foarte bun, m-am simțit revigorată, am reușit să depășesc momentele grele ale burnout-ului și m-am recuperat mult mai repede decât era așteptat să se întâmple. E o mare diferență între tehnologiile zeilor, care într-adevăr îți aduc confortul, prosperitatea, falsa evoluție, și tehnologia lui Dumnezeu, care te pune în contact cu forțele fiilor lui Dumnezeu, cu forțele pe care le-a pus deja în tine. Rezonanța directă cu Dumnezeu Tatăl este cu protecție directă. Niciodată un sfânt, orice ar face, n-ar vrea să facă rău. Toate puterile, abilitățile, capacitățile extraordinare a unui sfânt niciodată nu vor fi puse în slujba răului, poți să-l tai bucăți. Asta este povestea cu martirii. Niciodată n-au vrut ca aceste tehnologii, care erau tehnologiile divine, să ajungă cumva la cei care doreau tehnologiile zeilor. Cum vezi, Oreste? Discuția noastră mi-amintește de două chestiuni. Prima, de o carte foarte interesantă a lui Franz Bardon, Frabato Magicianul, care o pune, de fapt, într-un exercițiu așa ca de literatură polițistă, două modele. O anume putere tehnologică versus o putere a forței vitale, a energiei, a ciului personal, a energiei naturale în conexiune cu energia cosmică și dumnezească. Și mai mi-amintește și de filmul Avatar, când povestea foarte plastic Părintele Singurov de acea crescătorie de găini care mai hrănesc și alte civilizații în univers. Omul găină mi se pare o comparație foarte bună. E adevărat, dar noi nu prea mai facem ouă, din păcate, suntem așa niște găini cam sterpe. Dar e foarte bun, e exact ca în filmul Avatar. Ia gândiți-vă că exact cum era acea civilizație a forței vitale, a naturii, din copacul acela al vieții, din povestea lui Avatar, și cu acei oameni cu o hipertehnologie, chiar cu posibilitatea de transfer al conștiinței dintr-un trup în altul, care vin să domine și să cucerească acel teritoriu pentru energie și forme diferite de metale, materiale rare, pentru energia tehnologică. Acum, că am pomenit de Einstein mai devreme, tot Einstein vorbește, apropo de relativitatea spațiu-temporală, că este foarte posibil ca acei extraterestri, cu o tehnologie uluitoare, să fi fost cândva strămoșii noștri și să fi plecat de aici. Pentru că noi observăm evoluția asta ciclică. Există un grafic în istorie care ne arată că de când există omul pe pământ, el se încadrează într-un grafic, care înseamnă barbarie, evoluție până la civilizație și decădere până la distrugere. Și atunci e ca un grafic. Am o sete de început, care este barbaria, am o conștiință de mijloc, care este civilizația, am un viciu de comportament și o decădere spirituală și psihologică și morală și etică, cum vreți să o numiți, care este degenerescența noastră, decadența noastră ca societate, urmează viciu, coruperea, moartea, după care vine o altă barbarie, o altă civilizație și așa mai departe. Ăsta este o sinusoidală umană. Noi acum, dacă stăm să ne uităm la o interpretare globală asupra întregului popor pământean numit umanitate, pentru că, să știți, sincer, asta o demonstrează studiul asupra geneticii umane. Rasele, împărțirile teritoriale, caracteristicile sanguine, geografice, astea sunt toate niște invenții relativ târzii ale centrelor de putere. Să nu uităm totuși că provenim din Noe, să nu uităm totuși că Noe e din timpul potopului, să nu uităm că Noe face parte din poporul de dinainte de potop, are în sine și în gena lui toată hibridizarea despre care am vorbit, numai că Noe, în conștiința lui, în acea intimitate lăuntrică a relației sale cu Dumnezeu, el nu s-a stricat, a fost singurul nestricat din oamenii ăia și fiind singurul nestricat din oamenii aceia, Dumnezeu ne-a îngăduit și nouă să putem să continuăm o evoluție până am ajuns în zilele noastre din acel Noe. Dar Noe, deja fiind de dinainte de potop, el conține în sine și în genera lui toată informația dinainte pe care o trezim și noi. Eu să știți că m-am pus de multe ori întrebarea cum un cizmar ca Ceaușescu, care vine dintr-un sat sărac din sudul țării, ajungând într-un exercițiu de putere la putere absolută, devine un faraon. Casa poporului e ca o piramidă, toată ierarhia de putere, sistemul comunist ceaușist era un sistem faraonic. Același lucru l-a făcut și Stalin, care era un biet seminarist gruzin la o școală de țară de teologie ortodoxă, un netalentat desenator și arhitect, un soldat mediocru și un copil mai degrabă introvert, cum era Adolf Hitler, a putut să devină stăpânul absolut al unui imperiu planetar. De unde până unde, într-un om simplu, experimentul lui Machiavelli asupra acelui piețar care devine șeful Genovei, într-un experiment, de unde saltul ăsta de la omul simplu, binevoitor, natural, de bun simț, la tiranul absolut, la antichrist, de fapt. De unde vine? Păi din genă vine. Luați cel mai blând, cel mai minunat om pe care îl cunoașteți și îndoctrinați-l în setea de putere. Duceți-l pe trepte diferite de la președinte de bloc la conducătorul planetei și o să vedeți ce uluitoare modificări comportamentale și psihologice veți constata la el. Dacă discuția asta ar trebui să aibă un sens dincolo de spectaculozitatea subiectului, trebuie să ne plaseze și aici, poate multora nu le convine treaba asta, dar asta e, asta e cheia noastră, mai teologico-filozofică, nu putem să o gândim altfel decât instrumentele pe care le avem. Cred că este mai actual decât oricând și este mai important decât oricând și să-mi mulțumim totuși Dumnezeu că avem un acces foarte ușor la toate aceste chestiuni. Haideți, doamnelor și domnilor, să ne mai întipărim odată informațiile ca să înțelegem. Hai să citim miturile fundamentale ale umanității. Le găsim. Ca să vedem ce gândeau oamenii până la Moise, până la Avram, până la Isus, până la Mahomed. Cum gândea, care este structura de gândire și teologia politeistă. Ca să vedem cine sunt zeii ăia în care credeau oamenii. De ce iubeau oamenii pe zei. De ce le făceau jertfe și aveau nevoie de jertfe, de sânge, pentru a îmbuna pe zei. Nu cumva sângele e un transfer. Noi știm că e un vehicul informațional. Noi știm că în momentul în care tu oferi sânge unor ființe prin sânge, care conține în sine toată genetica și toată informația genei respective, e o cale de acces. Păi acum, dacă vreți să intrăm și să deschidem o paranteză, la capătul tuturor nenorociilor satanice din diferite culte, rituri de perfecționare, șmechereli, masonerii, vrăjeli sau cum vreți dumneavoastră să le spuneți, arta supremă, gradul suprem este magia sexualis, adică este acea împreunare sexuală care deschide un portal către niște duhuri. Eu sunt foarte mulțumită de Imunocub. Dădeam de vreo 5-6 ori drumul la Imunocub să purifice aerul, să fie aer curat. Bine, m-am și obișnuit așa. Cred că nici nu pot trăi fără. Mi-a intrat în obișnuință. Imunocubul îl folosesc în general pentru dezinfectarea aerului. Îmi place să-l folosesc și la igienizarea interiorului autoturismului meu personal. Sunt foarte încântat de mirosul plăcut care rămâne în aer după ce îl folosesc. Din punct de vedere psihomental, reușim să gândim mai repede, să fim mai plini de energie, să fim mai plini de viață și să avem per total, per general, să avem un tonus pozitiv și să fim încărcați de energie cu forțe proaspete de muncă. Singurul obiect de care nu m-aș putea despărți, dacă cineva m-ar întreba ce-aș lua cu mine pe o insulă, eu mi-aș lua imunocubul. De ce? Pentru că, într-adevăr, te poate ajuta întru totul. Întru totul. Un obiect care reușește să-ți purifice aerul, apa și alimentele, înseamnă totul. Eu am fost în pelerinaj, la locurile sfinte. Păi dacă mă așezam în un autobuz care se ridica înainte un conservator, un tradiționalist de-a lor, îi scuipau pe scaunul ăla ca nu cumva să ne așezăm noi în locul lor. Asta se întâmplă. Nu vorbim de cei care se plimbă pe stradă sau turiști care merg sabat, sâmbătă, dă cu pietre, strâng pietre pe un balcon cu o zi înainte și aruncă cu pietre în cei care se deplasează. Deci asta este evoluția. Suntem diferența între talibani, canibalii, primitivi, epoca de piatră, nicio diferență. Care evoluție? Despre ce vorbim aici? Care spiritualitate? Vorbim de spiritul uman, să ne identificăm noi, să ne întâlnim cu o civilizație. Nu că vrem să mergem și că noi am făcut transporturi, ne-am teleportat pe Marte și au fost soldații ei, nu știu cum, reprezentanți și tot răspun că noi de fapt de mult suntem pe Marte, avem colonii miniere acolo și că vom pleca pe alte planete. De ce? Pentru că am distrus-o pe asta. Dacă vorbim de Fiul lui Dumnezeu care la un moment dat, prin natura noastră divină umană, ar trebui să ne identificăm noi, cu asta trebuie să venim în întâmpinare și asta trebuie să reprezentăm în fața altor civilizații. De aici pornim și asta este lucrul care trebuie să ne focusăm. Identificarea naturii noastre divine care trebuie să ne unească, trebuie să ne întoarcem la bazinul revoluțional, primordial, sigur, religia unică, dincolo de ecumenism, că acum noi sunt anti-ecumenist, dar dincolo de această formă, să zicem, în ghilimere, conservatoare, ortodoxă, înțeleg perfect necesitatea unei religii unice. Spune că Dumnezeu este unul, religia trebuie să fie una. Că o fie asta ortodoxia, ce înseamnă ortodoxia? Păi nu neapărat formele acestea în care noi ne rugăm și ritualuri și, eu știu, tradiții care sunt ale unui popor, a unor, ține de, nu numai de etnogeneză, ține de altceva, de obiceiurile unui popor, nu ține de... Știți că există e condamnată de sinoare, este condamnată o erezie. Fideismul este o erezie care ține de, cum sunt rușii, de exemplu. La ei Dumnezeu vorbește limba rusă, grecii la fel, toți patriarhii, cei patru, sunt greci. Nu lasă pe nimeni din altă, foarte greu. În Palestina, în Israel, toate bisericile ortodoxe grecești își pun steagul național al Greciei, ceea ce nu prea e corect. De asta, noi suntem creștini, creștinismul este transfrontalier. Natura lui, religia creștină, indiferent de cum i-am spune, ea este ecumenistă, ecumenică mai precis, nu ecumenistă, ecumenică. Nu are frontiere, nu are națiuni, că suntem fiecare venind din zone diferite, trebuie să înțelegem acest lucru. Asta este direcția. Este direcția normală, originală, obligatorie. O turmă și un păstor. Dar cum vom ajunge acolo? Asta e partea a doua. Sigur că ar fi perfect să fie toți ortodoxi. Cândva era pentarhie, toți erau 5 patriarhi. Iar Papa la Roma, într-adevăr, era scaun apostolic, urmașul uneia dintre apostoli. Nu există pares, primus inter pares. Asta este o aberație, o erezie. Nu există primus inter pares, pentru că Hristos a pus în genunchi și a spălat picioarele ucenicilor. N-a fost primus inter pares. a fost mai mare decât toți. În momentul în care tu spui că ești mai mare decât ceilalți, din start ai abdicat de la natura ta creștină. Păi tu te confrunți cu Hristos. Deci le-ai scos pe Hristos din poveste. Tu stai acolo, Doamne, noi avem noi grijă aici, noi știm ce avem de făcut, nu trebuie să ne spui nouă, noi știm mai bine. Asta a fost greșeala, să știi, și de aici pornesc toate conflictele în istoria omenirii. De aici pornesc, să știi, de la egoismul nostru, puterea să arătăm noi că suntem mai deștepți decât alții și să uităm de elementele care ne leagă, nu ce care ne dezbină. Mulțumim din suflet Părintele Adrian Singurov și lui Oreste. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă urăm, Doamne ajută în tot ce întreprindeți. Multă sănătate! Doamne ajută! Iar imunocubul, peste tot unde sunt eu și imunocub, îmi detoxifiază carnea, alimentele, apa. În fiecare dimineață eu beau 750 de mililitri de apă făcută de imunocub. Scoate mirosurile din orice și dezinfectează aerul, ceea ce pentru mine e Dumnezeu. Sunt extrem de încântată de el, mi-a făcut viața frumoasă și de acum încolo cred că la prietenilor mei care chiar contează în viața mea le-am și găsit cadou ideal. Am încredere în el că dacă el este folosit în spații închise, în tehnologia cea mai avansată, vorbim de nave spațiale unde acolo nu poți să deschizi un geam, nu poți să faci o altă ventilație a spațiilor. A venit să facă posibilă un mediu cât mai propice pentru și cât mai aproape de condițiile naturale, ferit de acele mucegaiuri, de acei germeni care se pot dezvolta în medii închise. Mie îmi creează un confort, îl consider cât se poate de util. Numai faptul că simt această refrișare a aerului, simt că mă întărește. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Stând la casă pe sol, aveam diferite probleme cu mici vietăți, furnici, gândăcei, sânțari, muște. Folosind imunocubul, am constatat că am scăpat de toate. Și nu mai e nevoie de spray-uri, de chimicale, pe care să le inhalăm și noi cei din casă. Mă bucur foarte mult de prietenul meu Imunocub și vi-l recomand cu căldură și dumneavoastră ca să vă simțiți mai bine și să aveți un prieten adevărat în casa dumneavoastră. Purificarea peștelui. Ce rezultă după purificarea peștelui? Se vede ca ceva elastic, seamănă cu plasticul. Uitați. Ca să ne dăm seama ceea ce mâncăm, de fapt, dacă nu avem cu ce purifica. Este extraordinar, vă recomand cu încredere, având în vedere că îl folosesc de ceva timp și suntem foarte mulțumiți. Trăim într-o lume modernă tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului, iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe. Dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! Imunocub, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu Imunocub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. Imunocub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, Imunocub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. Imunocub este cel mai puternic purificator de pe piață, acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10W pe zi. Imunocub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. Imunocub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. Imunocub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu Imunocub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult.